Prăjitura Arancio Cami, o prăjitură realizată cu un blat pufos cu zeamă de la portocale și o cremă cu ciocolată cu alune și frișcă. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Cinci ouă, 200 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, 150 de ulei, 16 grame de praf de copt, vanilie, un praf de sare, coajă rasă de la portocală și zeama de la portocale, deci 150 de mililitri. Și acum începem să separăm gălbenușurile de albușuri. Apoi vom bate foarte bine albușurile până devin spumă. Vom adăuga un praf de sare și zahărul. Îl adăugăm treptat, puțin câte puțin, și începem să batem din nou până obținem o spumă, un albuș spumos, spumos, spumos. Deci adăugăm zahărul treptat și batem. La sfârșit controlăm să vedem dacă zahărul este topit, deci o să punem degețelul în interior. Și dacă zahărul este topit, atunci spuma noastră de albuș este gata. Așa, dăm albușul deoparte. Și într-un vas am pus gălbenușurile. Vom adăuga vanilia. Uleiul. Coaja de portocală. Amestecăm puțin. Apoi vom adăuga toată zeama de la portocale. Adăugăm și făina toată cu praful de copt. Și amestecăm bine totul. Și după ce am amestecat bine albușurile, gălbenușurile cu acum, după ce am amestecat bine gălbenușurile, o să luăm din albușuri și o să adăugăm peste ele. Ca să incorporăm bine albușul în gălbenușuri. Albușul îl adăugăm puțin câte puțin, cu mișcări de jos în sus. Așa.
Eu am răsturnat peste albușul rămas, că vasul este un pic mai mare. Dar voi, dacă aveți un vas mare unde bateți albușurile și le amestecați bine cu toate ingredientele, atunci puneți albușul peste gălbenușuri și cu mișcări de jos în sus, încet, încet, să incorporăm, amestecăm ca să incorporăm bine albușul. Tavă tapetată cu hârtie de dimensiuni de 35 pe 35. Vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt jumătate din compoziție. Vom întinde foarte bine. Înainte am deschis cuptorul și l-am lăsat să se încălzească. Întindem totul foarte bine, încet, încet. Și apoi vom pune tava la cuptor la 180 de grade pentru circa 10 minute. Deci cuptorul este preîncălzit, dăm tava la cuptor 10 minute la 180 de grade. Acum vom pregăti crema noastră, va fi un ganaj de ciocolată cu alune și cu rom sau cu vanilie și o să punem 500 de mililitri de smântână și 170 de grame de ciocolată cu alune. Și o să punem esență de rom după gust. Vom încălzi frișca noastră până la punctul de fierbere. Apoi vom tăia bucățele ciocolata noastră. Este o ciocolată cu alune, dar puteți pune și ciocolată simplă și să adăugați alunele după aceea, sau nuci, sau fistic, ce vă place. Acum vom pune ciocolata noastră peste frișca noastră încălzită. Și o să lăsăm să se topească. Vom adăuga și vanilia sau romul. Eu am pus rom. Amestecăm bine totul și apoi vom lăsa să se topească ciocolata. Apoi vom da la frigider această cremă să se răcească. În momentul când s-a răcit, o vom bate cu mixerul. Ați văzut că este destul de subțire, nu vă speriați, ia uitați ce cremă frumoasă a ieșit. După ce am copt două blaturi, le-am lăsat să se răcească. Vedeți, încercați cu scobitoarea să fie copt. Scoatem din tavă și lăsăm blaturile să se răcească pe amândouă. Așa. Acum vom coace și al doilea blat. Punem hârtie de copt pe tava noastră. Eu am îndoit puțin marginile, așa ca să-mi iasă cât mai drept pe margini blatul nostru.
Așa, punem și restul din compoziție. Întindem foarte bine și dăm la cuptor. Și vom obține două blaturi subțiri. Vedeți că întindem într-un strat subțire. Așa, facem două blaturi ca să nu facem unul singur și apoi să-l tăiem. Acum depinde de voi cum doriți. Puteți face și un singur blat într-o tavă mai înaltă și îl tăiați în două. Așa, blaturile sunt gata, le lăsăm să se răcească. Așa, întoarcem să scoatem hârtia de pe partea unde a fost în contact cu tava. Ia uitați să vedeți ce blat frumos a ieșit. Așa, încet, încet, cu mare grijă. Scoatem hârtie, întoarcem din nou. Ia uitați ce frumusețe de blat. Blat umed cu portocale. Deci după ce s-au răcit, o să tăiem aceste blaturi în două. Și le vom umple cu crema noastră, cu ganajul nostru de ciocolată cu alune. Am tăiat blatul în două. Am pus crema noastră într-o pungă, vom tăia vârful și vom umple cu această cremă blaturile noastre. Nu este nevoie să fie însiropat pentru că avem un blat umed. Așa, punem primul strat de cremă și vom acoperi apoi cu al doilea blat și așa continuăm până terminăm. Și o să obținem o prăjitură cu 4 blaturi, 4 straturi cu blat umed și cu 3 straturi de cremă. Eu am pus dedesubt folie transparentă. După ce vom pune toate straturile, eu voi închide prăjitura noastră să se odihnească o noapte sau 5, 6, 7 ore. O închidem în această foaie transparentă. O vom închide în această peliculă transparentă.
și o lăsăm să se odihnească și apoi o putem servi. Eu de obicei o las peste noapte, deci fac astăzi prăjitura pentru mâine. Așa, prăjitura noastră s-a odihnit. S-a odihnit peste noapte. Acum scoatem folia. A, este super, super, super. Și am o portocală, voi rade coajă de portocală peste. Vom pudra și cu zahăr pudră. Și nu ne rămâne decât să o tăiem cu bulețe și să o servim. Eu am să tai cu un cuțit cu lamă lungă și subțire. Vom tăia și marginile. Ca să avem o prăjitură frumoasă. Așa. Ia uitați ce frumusețe și ce bunătate. Să știți că este super, super delicioasă și bună. Să o încercați, este o prăjitură simplă, se face ușor, cu portocale și ciocolată. Un deliciu. Sper să încercați această rețetă și dacă aveți plăcerea să distribuiți și să o și faceți, să-mi spuneți și să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut. Ați văzut că se face foarte ușor, crema este foarte simplă, blatul este făcut cu zeamă de portocale, deci am stors câteva portocale și cu zeama, să știți că are un gust extraordinar. Ia uitați, un deliciu, este moale, delicioasă,